Miercuri, 1 februarie 2017, mă aflu în Urziceni, acasă la domnul Bizdigheanu Nicu, la maestru Bizdigheanu Nicu, și avem plăcerea să filmăm un exemplar deosebit, un mascul foarte bun, un excelent zburător care are, la fel, la rândul lui, o origine foarte bună. Se trage dintr-o femelă excelentă reproducătoare, dacă nu greșim, domnul Nicu, da? Aveți dreptate. Este femeala 469-452, care mie, cu patru masculi diferiți, mi-a dat patru descendenți de locul 1 și locul 2. Și acum vreau să scot în relief calitatea ei de bună reproducătoare și la nepoți. Într-adevăr. Exemplarul ce? Din față ce serie are, domnul Bizdigheanu? 26-43 din 2014 este nepot din această femelă și strănepot al tinerului de la Tănăsoiu. Da, exact, exact. Care când l-am primit mi s-a spus atenție că este o valoare. Nu i-am dat importanță. A avut dreptate. În prima fază nu i-a dat dreptate. Deci el este nepot din această femelă care mi-a produs o plăcere deosebită în vara lui 2016, când la concursul de la Donetsk, pentru mine 900 de kilometri din 8700 de porumbei, este sosit al 14-lea. Da. În afară de treaba asta, am mai clasat de două ori Cremenciuc 740 de kilometri și Krasnodon 1060 de kilometri. Da, super. O să spună cineva, da, știi, locul 14. Da, în Belgia, când se joacă Barcelona, cine are în prima sută, este un fericit. E doctor, da. La fel sunt și eu acum, cu locul 14 din 8700. 8700, totuși, corect. Este cel mai mare concurs de maraton din România, pe așa care este. Vrem, nu vrem, trebuie să-l recunoaștem. Trebuie să-l recunoaștem. Trebuie să-l recunoaștem. Și dacă va lua foc proiectul FCPR, UCP, de unirea forțelor pentru concursurile de maraton din Ucraina, se va juca din zeci de mii de porumbei. Așa este, așa este, așa este. Da. Să dea Domnul să fie așa. Pentru mine, marea bucurie este nu în sine el, ci faptul că se trage din aceeași bună reproducătoare. Da. Noi am scris, i-am postat și filmul, dacă vă aduceți aminte, în urmă cu puțin timp. Da. Și acum ea ne oferă plăcerea, să zic așa, să filmăm și un nepot de-al ei. Super. Am o încredere oarbă în această linie că mi-a demonstrat. Da, așa este. Deci, bucuria mare că și la nepoți. Deci, și urmează acum mulți mai mulți nepoți. O să-i lucrați cum știți dumneavoastră, nu? Adică în familie. Am, nu? Am o răbdare la porumbei. Dacă aveam și cu copii și cu nevasta, răbdarea asta era super. Am înțeles că mai mult la porumbei aveți răbdare mai multă, nu? Domnul asta v-am mai spus-o și în particular, da, în vizitele mele în Belgia cu Cărmăzan și am fost la mari campioni în Belgia, bătrâni, Van Heer, Dumnezeu să o odihnească, Lietar, Silveretoie și mulți alții, niciunul nu mi-a spus că pentru a face porumbei valoroși îți trebuie răbdare. Da. Și așa este. Unul dintre principalele aturi, să zic așa. Repede, campion, dând doi porumbei cumpărați astăzi, să fii mâine. Poate să fie. Doar întâmplare. Sau din noroc, da. Dar nu e regulă. Da. Mă întorc și spun din nou. Toți cei care vor să facă porumbei, să aibă răbdare, să-și creeze întâi postamentul valoros. Că vor veni și rezultatele. Așa. Cine vrea întâi rezultate, o să aibă întâmplătorul 1, după aia să stinge și nu mai auzi de el. Da. Corect, așa este. Sunt vorbele unui mare maestru columbofil din România, cele ce... Mulțumesc. V-au spus acum... Cele răbdarea, spus, da. Răbdarea și plăcerea de a face columbofilie adevărată. Dacă începi să faci columbofilie pentru bani, îi cumperi azi și faci mâine, e altă treabă, nu? E treaba lor, fiecare să facă ce vrea, da. Am început columbofilia din plăcere. De la ce vârstă v-ați apucat maestră de porumbei? Mai țineți minte așa? De la 7 ani. Una printre alta, de la 7 ani, nu? Și cu ce ați început? Standard? Nu. De la 7 ani cu porumbei Guțani. Ah. Și standardul din 77 și după 2 ani am ajuns la olimpiadă. Din 92 am început cu porumbei de sport, sport și după 2 ani am ajuns la olimpiadă în Anglia. Da, o ascensiune fulminantă. Cineva mi-a spus în 2 zile, ești printre puținii campioni de standard care te-ai mutat și la sport.
Cu succes. Mulțumesc. Cu succes și cu succes așa rapid. Am fost în Anglia, în Franța. Da, ați avut, am înțeles că la Standard ați avut niște... Campion olimpic. Nu, și niște persoane de la care ați învățat mult. Unul dintre ei a fost, cum îl chema, domnul Babageanu? Nu. Sau... Babageanu a învățat de la mine. Eu am învățat... De la cine ați învățat? Din București. De la cine? De la București. Dumnezeu să-l odinească Mușat Lucian, zis Papagal. Am învățat istețimea, iar în București, la vremea aceea, acum în Dâmbovița, era un colombofil pe nume Ecovoiu, de la care eu am cumpărat porumbei și de la Ioniță din Buzău porumbei de Muracian cu porumbei de Orașescu, i-am lucrat eu și făcuserăm să vină de la Suceava, că la Standard nu e ca la Sport. Da. Trebuie să claseze peste linie. Da. Nu trebuie locul 1 sau 2. Să claseze. Dar finețe și răbdare ca la porumbei de Standard. Dar vezi multe, nu? De la Standard, dacă... Ești priceput și ai o deschidere totuși. Că dacă te ții de Standard, musai trebuie să înveți treburi de finețe. Da. Musai. Da. Acolo se arbitrează calitatea penajului, calitatea musculaturii, calitatea osaturii. Așa este. Toate astea influențează calitatea sportului colombofil. Cum arată o porumbeia inițială de la Muracian, de la... Mătase. Mătase cum erau, nu? Mătase. Erau frumoși. Mătase. De unde, și de unde se trăgeau? Erau porumbei din Cehia? De unde veneau? Cehoslovacii erau atunci. De la Talovici am luat indirect, dar Muracian îi aducea tot din Cehia. Superb. Când îl vedeai în crescătorie, îți dădea impresia că e mare, că are un chil. Când îl luai în mână, fulg. Fulg, da. Fulg. Da. Și mătase. Da. Și după aceea era interzis să aibă defecțiuni. Orice defecțiune să penaliza, nu mai avea nicio șansă să ajungi în vârful piramidei. Da, așa e. Și la ăia, că de acolo am învățat treaba cu consanguinitatea. Și pe aia de Standard îi lucrați în consanguinitate. Și nu degenerau la un moment dat din punct de vedere fizic? Tot ce degenerau, rupeam gâtul. Da. Așa acum. Ieșeau și acum, nu? Exemplu, și, acum. Și atunci exemplare de, cum mai degenerate, să zic. Eu v-am acolzit treaba cu consanguinitatea din femeia care a avut locul 6 pe Colomodrom în 93 al lui Robert Venus și i-am zis Vermote. L-am făcut pereche cu fratele ei, de mamă. Mi-a dat un mascul Scândură. Pe ăla am făcut cu mama sa. Mi-a dat pe 30.393. Închideți-l noastră. Așa. Super mascul. Ăla la rândul lui mi-a dat valori. Da. Pe care eu acum l-am băgat în porumbei de maraton, de în spate. Pentru că am studiat pedigreile la porumbei câștigători de Barcelona de prin Olanda și toți în spate au puțin Janssen. Da. Puțin. Care să-i dea puțin zvâc. Ați reușit să țineți în familie, așa să zic, porumbei de acum 25 copiat. De ani, da, practic. Da. Dacă da. Ați început în 92 cu ei și din 92 am început sportul și am copiat ce făceau olandezii. Da. Și să știi că, nu. Mai ales la capitolul ăsta sunt la nivel mare. Da, știu. Știu că vă împerecheați porumbei numai după gândiri bine făcute. Destul toată de... iarna, în sufragerie, jos, sunt fel de fel de hârtii, cu fel de fel de sisteme de împerechere, având în vedere împerecherile din anii trecuți. Da. Acum am primit într-un schimb cu Cosmin Olteanu câțiva pui din împerecherile mele cu ale lui. Nici o împerechere nu o fac pentru zbor la anul. Toate împerecherile le fac pentru a zbura din ei peste 3 ani. Da, de gândiți că la șah, nu? Peste 7... Da, 7 mutări. 7 mutări la fel. Da. Dacă cumperi 2 porumbei și împerechezi astăzi să bați mâine, eu n-am încredere în treaba asta. Da. Se poate întâmpla, dar am zis bine, doar o întâmplare. Da, și trebuie mult noroc. Exact. Da. Exact. Cine vrea să trăiască în colombofilie, trebuie să-și asigure un postament al mății sănătos, cu porumbei de valoare. O familie uniformă, nu? Da. Vârfurile pozitive și negative să scot. Da. Pentru distanță exact, lungă. Ca și la arbitraj, nu? Pentru distanță nota lungă. Nota cea mai mare și cea exact mai mică se elimine. Când vorbim de porumbei de viteză de mifond, sunt porumbei mai masivi, cu putere, cu forță. Când vorbești de aia care zboară la 1000 de kilometri, orice gramaj cărat în plus, se simte. Se simte și este o decădere. Da. Super frumos. Vă mulțumim mult, maestre. Cu plăcere. Și vă dorim în continuare mult succes. Așteptăm să ne mai chemați pe la dumneavoastră să mai filmăm. Nu e greu. Și alt produs de calitate. Sănătoși să fim. Sănătoși să fim, da. Mii de mulțumiri încă o dată. Cu plăcere. Cu stima.